Bună ziua și bine v-am găsit, sunt Ale și astăzi vin cu un nou videotutorial în care o să vorbesc despre aplicații de optimizat smartphone-ul Android. Așa cum știți, postez în fiecare săptămână un episod dedicat acestui subiect. Am fost întrebat de curând cum testez eu aplicațiile pe Android și cum aleg aplicația cea mai bună. Am aici mai multe aplicații și vă voi spune imediat cum fac. Deci iau această aplicație. Am folosit-o câteva zile, văd cât îmi poate curăța, văd că îmi poate curăța 329 de mega, voi ieși din această aplicație, iau CCleaner-ul, cel pe care îl folosesc pe calculatorul meu și îi dau analiză, aștept să văd cât pot curăța cu acesta din fișierele inutile care se strâng, se magazinează în memoria telefonului meu și văd că pot șterge 215, deci mai puțin decât cu Total Memory Optimizer. Merg acum la Cleaner Master, aplicația pe care o folosesc pe calculator de asemenea, și văd că aceasta poate să înșteargă mai mult decât celelalte două, 627, și pe lângă acest lucru îmi oferă și alte opțiuni, cum ar fi bustarea telefonului, îmi oferă și un antivirus și de asemenea îmi oferă și un economizator de baterie și mai am și aici câteva opțiuni despre care o să vorbim în curând. Luăm cea de-a patra aplicație, CM Speed Booster, și văd că pot șterge 250 de mega cu aceasta. Am aici mai multe chestii, voi ieși și de aici. Această aplicație vine și cu alte aplicații la pachet, nu mă interesează. Deci, câștigătoarea în ceea ce privește aplicația pe care o voi prezenta este Clean Master, pentru că îmi șterge cele mai multe fișiere inutile. 553 de mega îmi va șterge. Voi apăsa butonul Clean. Și în momentul acesta au fost șterse fișierele de care nu aveam nevoie, pentru că este o aplicație gratuită, cum bine știți, am parte și de publicitate, dar ignor această publicitate. Și în momentul acesta au fost șterse fișierele de care nu aveam nevoie. Voi merge aici la Boost Phone, voi apăsa căsuța nou și voi apăsa Boost. Voi apăsa pe economizatorul de baterie. Haideți să vedem ce se întâmplă aici. Sunt câteva aplicații pe care ar trebui să le opresc. Voi apăsa butonul Optimize și văd că durata bateriei mele a crescut cu 33 de minute. Mai avem aici câteva taburi. Lângă Home este tabul Tools și aici avem câteva utilitare care ne pot ajuta. De exemplu, CPU Cooler ne ajută să scădem temperatura bateriei. Apăsăm Cooldown, vom ieși de aici și vedeți că consumul de memorie RAM a scăzut la 51%. Cam atât despre această aplicație numită Clean Master. Poate că mulți dintre dumneavoastră ați folosit-o pe calculator, dar este destul de eficientă și pe telefon. Acum voi merge și voi dezinstala toate aplicațiile pe care nu le folosesc. Ok. Aceasta nu o folosesc pentru că era mai puțin eficientă decât Clean Master. Nici aceasta nu o folosesc. Și în felul acesta vedeți că șterg toate aplicațiile de care nu am nevoie. O șterg și pe aceasta că nu o mai folosesc. Cu speranța că acest videotutorial vi se va părea interesant, vă invit să îl distribuiți, dați un like, abonați-vă dacă nu sunteți abonați la canalul Radio Intim și de asemenea nu uitați că în fiecare vineri și sâmbătă de la orele 20 ne putem întâlni live. Eu sunt Ale, vă mulțumesc mult pentru atenție și vă aștept și la alte videotutoriale.